Discipolii școlii sportive Mihai Viteazu din orașul Călăraș au reușit să facă istorie la campionatul european de sambo desfășurat în Serbia. Din cei 400 de participanți veniți din 25 de țări ale bătrânului continent, sportivii noștri au câștigat 5 medalii. A fost o experiență destul de bună, care m-a învățat că trebuie să muncesc mai mult pentru a ajunge la o treaptă cea mai înaltă. M-am întors acasă cu locul 3 medalii de bronz. A fost o experiență destul de grea. De ce? Deoarece am participat foarte multe țări, sportivi foarte talentați, puternici și fizic și tehnic, și mi-a fost cam greu să obțin medalia. Semifinală am avut una sub presiune și cu o mulțime de emoții, dar după care am învins-o. La categoria 65 de kilograme masculin, Constantin a fost cel care a cucerit medalia de bronz. A fost o experiență destul de plăcută și deosebită. Adversarii aveau un nivel înalt, dar am jucat și cu asta. Antrenorul Mihai Fistican s-a arătat mândru de rezultatele discipolilor săi. După părerea mea, a fost o participare foarte bună. Sportivii au demonstrat un nivel înalt de pregătire, datorită căreia că vara aceasta am avut o pregătire foarte serioasă. Chiar dacă majoritatea timpului îl petrec în sala de antrenament, tinerii mărturisesc că o fac cu mare ambiție pentru a obține performanța dorită. Mă motivează faptul că voi ajunge cineva renumit și că mă învață să mă lupt chiar și în viața reală. Mă motivează faptul că pot să devin ceva în viitor și să obțin rezultate mai mari. Copilul, dorința, familia, antrenorul. Nu vreau să-l dezamăgesc. Mulțumesc antrenorului și echipei pentru pregătirea la noi de acasă, organizare și mult efort. Deja acest sport a devenit a doua casă pentru mine. Mihai antrenează peste 70 de sportivi și cei mai mulți dintre ei au rezultate emerite, iar asta înseamnă și mai multă muncă. Desigur că antrenor este foarte greu în zilele de azi să menții un sportiv, să-l ții în sală. Îi încurajăm să practice modul de viață sănătos, să practice sport, deoarece sportul este viață. Și cu acest prilej vreau să îndemn toți părinții ca copiilor să frecventeze o secție sportivă, dacă doresc ca copiilor să fie sănătoși. Lotul național al țării noastre a câștigat la acest campionat 13 medalii. Clasamentul pe echipe din 25 de națiuni, lotul Republicii Moldova la feminin s-a clasat pe locul 3, iar la masculin pe locul 2. Un rezultat foarte îmbucurător pentru Republica Moldova. În perioada următoare, sportivii călărășeni se pregătesc pentru campionatul mondial de sambo, care va avea loc în Armenia. Le dorim mult succes și îi așteptăm acasă cu multe medalii.